Vine Sergiu! El este Sergiu Braga, cel mai înalt concurent din istoria X Factor România. L-a bătut chiar și pe Tudor Turcu. Urmează fotografia pe care o așteaptă Horia în fiecare seară. Iane, de după gât, te rog. Sergiu, Sergiu, Iane, de după gât. Ia-i de gât. Așa, copiii mei. Poze de familie. Foarte bine, Sergiu. Foarte bine. Momentul cu scaunele, senzațional. Lucrurile s-au desfășurat cum trebuie. E mai greu sau mai ușor să cânți față în față cu iubita ta? Nu mulți artiști din România poate să se laude cu treaba asta. O experiență unică. Prima dată e foarte emoționant. Nici nu pot să explic foarte tare ce am simțit. E ceva unic. Am simțit noi pe melodie, nu trebuie să explici. Iartă-mă, vrei cum... frânge mâinile exact cum făcea la audiții. Aduce aminte scena asta, când parcă își frângea degetele și le rupea pur și simplu în timpul reprezentației. Vrei să o strângi în brațe? Țin voi că nu mă pot ține. Nu mă mai pot ține. Da, veniți amândoi în coace. Hai, duceți-vă acolo amândoi. Hai, așa, pe sus. Nu-i mai trebuie cârje că... Ușor. Vă reamintesc că noi cu Sergiu ne-am întâlnit în condiții speciale. Ne-a tot povestit despre o fată și nu știam că fata e lângă noi în backstage. Dorina, până la urmă, ne-a explicat că viața e complicată, după care și-a rupt piciorul cu motocicleta. Cu motocicleta. Cu a cui? A mea. Mă rog. Încercând să faci ce? Un salt nou. Ei sunt dintr-o gașcă de motocicliști, ați văzut în toate prezentările din Chișinău, care fac destule jumbuș lucruri pe motor. Despre motoare mai puțin, că ăsta e concurs de cântat și de scenă. Hai să vedem ce spune Cristi. Până acum el a fost tenorul cu voce dumnezeiască, voce neprobată până la X Factor. Nu știa că poate să cânte în halul ăsta, sunt convins că ai urmărit, știi despre el. Știu. Cum ți s-a părut varianta rock, Sergiu Braga? Foarte, foarte mișto. E un amendament mic personal, pentru că băieții de la Cargo cântă băiatul, vocalistul cântă mult mai rău la toate, și strofa, și refrenul, și trecerea, nu știu dacă au trecere. Însă la Sergiu este foarte, foarte multă emoție, s-a văzut, pentru că e cu Dorina și până la urmă contează cum a interpretat-o el, cum a vrut să o interpreteze el, asta contează cel mai mult. Corect, personal aș fi vrut să o cânte mai rău, știi, să o înrăiască. Pentru că așa o cântă, dar sigur, e inerentă comparația cu cum o cântă trupa Cargo, știi? Și atunci, pentru că ascultând-o de foarte, foarte multe ori, îți rămâne în cap cum o cântă ei. Ce a făcut el, nu sunt variații pe aceeași temă, a cântat-o cum a vrut el, e foarte important. Pe de altă parte, n-am întâlnit om în România să cânte Baby așa cum o cânti tu, Cristi. Nu cred că cineva îți poate ție egala vocea sau poate egala vocea celor de-a. Răzvane, stați un pic. Ești drăguț acum, dar sunt convins că mai sunt voci extraordinare în România care nu au expunere. Înțelegi? Una e expunerea pe care am avut-o aproape 33 de ani. Alta expunerea pe care o au este, de-a Dumnezeu, cât mai lungă în timp. Probabil că, îți repet, sunt foarte mulți care nu au expunere, nu sunt cunoscuți. De-aia suntem și noi aici. Da, asta vreau să subliniez. Timpul trece și fiecare concurent are o bucățică a lui pe care trebuie să-și o ocupe și să o umple. Delia, foarte pe scurt, te rog. Foarte pe scurt? Mi-a plăcut, a fost rău. La faza cu scaunele a distrus, nu mă așteptam să se întâmple asta, m-am speriat. Și am simțit zbaterea între stilurile pe care, stilul cu care tu ești obișnuit. Ai învins, a fost bine. Ți-a ieșit, bravo. Mersi. Mulțumim, Delia. Horia, scurt, pentru că trebuie să te schimbi. Scurt. Da, orchestra mă așteaptă în spate. Sergiu, atunci când te-am salvat și când ai devenit concurentul meu surpriză, n-am știut că îmi poți oferi atât de multe lucruri. Stimați spectatori, omul ăsta de 2 metri face în felul următor. În fiecare vineri, el își face bagajul crezând că o să plece acasă. El este cel mai modest concurent și în același timp face militarie cu toată lumea. Singurul care face militarie cu el sunt eu. Mă bucur că ai învățat versurile. Nici o piesă din cele cântate acum în fața voastră n-a fost știută de el. El știa doar cântece de Belcanto, pe care l-a cântat primele 3. Astfel încât, după cum vă amintiți, el și-a găsit vocea pe patul de spital. Sergiu Braga, 1-3, Sergiu, bravo, bravo Dorina! Dacă v-a plăcut Sergiu Braga, nu uitați să-l votați la 1-3, cu textul Sergiu.
de îndată ce deschidem liniile de vot. El este înaltul, Sergiu Braga! Ia-o în brațe! Așa, așa! E singura șansă de transport în momentul ăsta pentru Dorina. Hey! Dragii mei, gala hiturilor!